Înainte de a începe acest videoclip, aș vrea să-mi cer scuze pentru că l-am adus atât de târziu, numai că am fost cu rezultatele de examene, am fost plecat nu știu unde, ca să verific cu notele, am plecat să sărbătoresc, etc., etc. Și mă scuzați că aduc acest video destul de târziu. În al doilea rând, vreau să vă zic că acesta este o serie nouă și aș vrea să vă aud sfaturile despre adică ce ar trebui să adaug în plus sau ce ar trebui să adaug în minus, ce ar trebui să fac în ea în plus, chiar aș vrea să știu ce părerele voastre despre această serie. Deci, haideți să trecem la review. Independence Day Resurgence este sequel-ul la primul film Independence Day care a apărut în 1996 și este regizat de Roland Emmerich. Filmul este o continuare a primului film Independence Day, când extraterestrii atacă și vor să distrugă umanitatea ca să folosească resursele, că planeta lor rămâne fără resurse și etc. etc. Și cam așa e primul film. Ei aici vin să se răzbune și să distrugă iarăși umanitatea. Numai că noi ne-am folosit tehnologia lor și am început să o folosim să ne creăm arme, tot felul de utilaje noi ca să ne apărăm împotriva lor. Ce mi-a făcut foarte mult la primul Independence Day, adică cel din 1996, a fost că acțiunea te ținea suspans. Când vine extraterestre deasupra orașelor și când avioanele noastre vin să atace navele extraterestre, dar pierdem în același timp și suntem la limită să-i batem, dar oare îi batem? De vreau să spun că foarte bine a fost făcut primul film, în sensul că trebuie să te ține suspans și de acțiune. Vreau să spun că acest film face aproape exact același lucru, numai că are micile lui defecte față de primul. În primul rând, hai să zicem ce este rău despre acest film. În primul rând, sunt personajele. În primul rând, filmul trebuie să te prezinte la 50 de personaje. Și ideea e că nu te prezintă frumos când întâlnești, așa, nu. Trebuie să te prezinte așa. Ce faci cu tărică? Bine, mai știi când a fost în grupul nu știu care și erai să-l omor pe ăla? A, da, mi-amintesc, dar tu mai știi pe tipul ăla pe care se întâlnea cu tine acum 5 ani, înainte să fim în acest grup. Și așa face filmul timp de o jumătate de oră. Chiar și când intervine extraterestrii cu dita mai nava aia a lor, ei în continuare fac chestia asta. Deci pur și simplu nu se opresc din chestia asta. De jumătate de film numai așa este. Și nu, să fiți zice, nu mi-a plăcut la chestia asta la filmul ăsta. Ia din experiența filmului. În primul film, măcar, deja erau extraterestri pe pământ. Deja în timp ce ei încercau să salveze pe ei, să salvetezeze Washington, tu îi cunoșteai. Dar aici a pus și simplu... știi, pe culturiță, da, am fost cu el în echipă, era să te omoare, nu? Cam așa e tot filmul. Bine, ce puțin primele 30 de minute. În al doilea rând este finalul, într-un fel sau altul. Nu-mi place finalul, adică de tot, ultimele 30 de secunde, când discută ei ceva gen... Am o idee, hai să facem chestia aia. Nu, trebuie să facem chestia asta. Și face vine la inteligentul și spune: nu, am descoperit ceva și mai tare, hai să facem chestia asta. S-a terminat prea brusc, adevăr, adică prea brusc și lasă de un sequel, adică Independence Day 3 confirmed, atâta pot să zic. Acum să știu ce mi-a plăcut acest film. Ce mi-a plăcut mie foarte mult la filmul ăsta a fost povestea. În sensul că n-a fost genul de poveste, gen, oh my god, ce poveste super. Nu a fost o poveste chiar ok, adică e acceptabilă. Și n-a fost ca în episodul 7, pardon, din Star Wars, când au copiat mai toate elementele din episodul 7, din episodul 1, mă scuzați, și de prima dată în episodul 7, cam așa au făcut ei. Și să fiu sincer, n-am avut nimic împotrivă, dar zic și eu, adică puteau să facă chestie nouă. Nu e o problemă că filmul chiar a fost bun, episodul 7 mă refer, dar nu-i vorbim despre Independence Day acum. Și povestea adaugă foarte mult în universul Independence Day, acum e mai diferit, pur și simplu, adaugă mai multe chestii, e altceva. În al doilea loc care a fost super tare acest film a fost momentele când te ținea suspans, când se la bătaie navele noastre împotriva navele extraterestre, exact cum a fost și primul film. Te ținea în suspans în orice clipă, nu conta în ce clipă, te ținea în suspans, era și a ținea așa la limită. Și de anumite personaje chiar îți pare rău de dacă o să moară, când sunt în alte situații nasoale, chiar te atașezi de ele, chiar nu mi-a plăcut chestia asta. În afară de ea, să fie gen, nu mi-a plăcut de ea. Vreau să zic un singur lucru. Cum dracul e asta? Adică e o întrebare foarte bună. Era mort. Eu verificat și pulsul, nu putea să respire. Nimeni a chemat niciun doctor. Și vreau să spun că mai am o problemă foarte gravă cu acest film.
De ce dracului nu l-ai pus pe Will Smith? Cum dracului nu l-ați convins să-l băgați pe Will Smith înapoi? Cred că ar fi avut un rol excelent, mi-ar fi plăcut foarte mult de el să fie în filmul ăsta. Cred că a schimbat viziunea acestui film. Chiar mi-ar fi plăcut să văd, dar nu cred că au și să-l convingă. Și trebuie neapărat să adauge scuza că a murit el undeva off-camera, ca de obicei. Și da, vreau să spun că cred că nu l-au băgat pe Will Smith înapoi. În concluzie, mai degrabă în opinia mea, filmul chiar a fost un film bun, mi-a plăcut foarte mult. A făcut ceea ce a făcut și primul Independence Day, să te țină în suspans cu acțiunea over the top. Singurul lucru care nu mi-a plăcut la filmul ăsta a fost primele 30 de minute, chiar jumătate din film, când trebuia să-ți introducă toate personajele. Bine, zic și eu așa, simțul figurat de vreo 50 de personaje, dar chiar au pus cam prea multe personaje, după părerea mea. Și ideea că au irosit minute prețioase. Partea mea preferată este, mic spoiler, dar cred că deja știți, când apare nava lor așa mare, extraterestră, așa e, vezi, și toată lumea intră în panică și la un dat toată lumea zice că e mai mare decât ultima, asta mi-a făcut foarte mult la filmul ăsta. Cred că cea mai tare scenă când au venit pe lună extraterestri, așa, vedeai nava, și acea ei de pe lună și că clar e mai mare decât prima. Partea mea preferată. Ce părere aveți despre filmul acesta? V-a plăcut? Nu v-a plăcut? Chiar credeți că primele 30 de minute a trebuit să fie un pic tăiate din film? Credeți că nu a trebuit să fie un număr așa de mare de personaje? Să ziceți în comentarii, chiar aș vrea să vă ascult opiniile voastre. Deci aici a fost review-ul meu. Robert, vă salută! Ciao!